fiecare băbură pe străzile capitalei. Imprudența și graba șoferilor provoacă accidente de circulație, din cauza cărora traficul pe 10 de străzi din Chișinău este pur și simplu blocat. Un astfel de caz s-a produs pe strada Alecu Ruso din sectorul Râșcani în data de 4 decembrie. O betonieră s-a tamponat cu un automobil. Din imaginile postate pe un portal de știri se vede că impactul nu a fost unul violent, însă traficul în zona a fost blocat. Pentru a înconjura mașinile accidentate, șoferii erau nevoiți să iasă pe contrasens. Tot pe contrasens au fost surprinși și alți doi conducători auto care se deplasau pe strada 31 august, stradă cu o singură direcție de mers. Nu este clar care au fost intențiile celor doi, cert este că din cauza lor s-au format ambuteiaje în zonă pentru minute în șir. Un alt șofer a fost surprins tot pe contrasens pe o altă stradă a capitalei, numai că de această dată intențiile șoferului sunt clare. Acesta a încercat să ocolească ambuteiajele. Iar dacă unii șoferi merg la risc și încalcă regulile pentru a ajunge mai repede la destinație, alții sunt nevoiți să stea în trafic din cauza celor care au provocat accidente de circulație. Este cazul a 10 de șoferi care au rămas blocați chiar în centrul capitalei din cauza a două accidente produse pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și pe strada Ismail. Din fericire, toate aceste accidente s-au soldat numai cu pagube materiale. Menționăm că, potrivit legii, șoferii implicați în accidente neînsemnate sunt obligați să elibereze cât mai rapid carosabilul pentru a fluidiza traficul, iar cei care încalcă semnificația marcajelor și indicatoarelor rutiere pot fi amendați cu până la 750 de lei și se pot alege cu până la 3 puncte de penalizare.